După un an petrecut la Steaua București, centrul Mihai Gheorghiță se întoarce la Volei Municipal Salău, formație cu care a devenit triplu vicecampion național și de două ori câștigător al Cupei României. Conducerea campioanei Volei Municipal Zalău a rezolvat problema din zona centrală pentru sezonul viitor, după ce a ajuns în această săptămână la un acord cu centrul Mihai Gheorghiță, voleibalist ce a activat în ediția trecută la Steaua București. Jucătorul originar din capitală a mai activat timp de 4 sezoane la formația zălăuană, cu care a câștigat 2 cupe ale României, iar de 3 ori a devenit vicecampion național. Mihai Gheorghiță este al 3-lea centru al campioanei, după Răzvan Mihalcea și Vlad Cuciureanu, ultimii 2 activând la Volei Municipal și în sezonul trecut. Conducerea campioanei poartă tratative avansate în aceste zile cu un universal, post pe care a evoluat în sezonul trecut Adrian Gontariu, și cu un trăgător secund care să-l înlocuiască pe cehul Karel Linz.